Sună-ne și spune-ne, fii martor ocular. Surprinde când, transmite oricând. Un angajat în relatarea faptelor poate schimba multe, dar un public angajat poate schimba totul. Bună seara, vă spune guvernatorul. Știu că justiția din România te face să-ți iei lumea în cap și toporul în mână, dar ați văzut vreodată un cap căzând, tăiat, uitându-se la tine? Sau un spânzurat scoțând limba la umanitate? Băsescu a câștigat cu promisiunea unor țepe în Piața Victoriei, dar nu sunteți curioși să aflați rezultatul la concursul de mitocănie prezidențială internațională de data trecută? Sau cum și mai ales unde puteți face pipi în București? Și alte chestii de prost gust ce ni se întâmplă în fiecare zi. Sau poate vreți să vedeți o prințesă care își ridică fustița în fața CNA-ului? Dar și un erou românesc, din specia celor care nu vor să țipe la televizor și pe care mă încăpățânez să-i arăt în fiecare emisiune la guvernatorul. În țara pedepselor mici, pentru fără de legi mari, oamenii se gândesc deseori cu nostalgie la Țepeș. De-ar putea mulți l-ar învia. Cu țepe cu tot. Pedeapsa cu moartea. O dilemă pe viață și pe moarte. Se poartă verde pe toate gardurile și dacă nu mai ajung gardurile, iar stâlpii s-au terminat, sădim pancarte. Primarul dă autografe pe boscheți și noi plătim să citim la tot pasul explicații de care nici țâncii n-au nevoie. După ce l-a făcut knockout la popularitate pe net, cea mai faimoasă scoțiancă a ultimului deceniu i-a mai dat o lovitură lui Barack Obama. I-a refuzat invitația la Casa Albă. A stat acasă și a făcut baie la cap. Povestea fenomenalei Susan Boyle astă seară. Bună seara! În această duminică am poate și datorită faptului că pe 19 mai este istoria sau ziua mondiala luptei împotriva pedepsei cu moartea, poate și pentru că se întâmplă atât de multe lucruri în România nepedepsite, care vă aduceți aminte de Pasaris, sunt multe cazuri. De săptămâna asta, de exemplu, avem, după cum bine știți, o nemulțumire profundă a tuturor celor care așteaptă de la justiție să dea pedepse și cei inculpați să le respecte. Avem chiar și la ANI 7 miniștri anchetați și vreo 4 primari, apropo de averea lor. Nu știu dacă știți, în China, pentru corupție sau evaziune fiscală sau deturnare de fonduri, te împușcă imediat. Așadar, și la noi există o tendință de a vrea nu numai pedepse mai dure, ci chiar și pedeapsa capitală. Chiar pe site-ul guvernatorul.ro s-a votat zilele astea de când s-a anunțat tema și sunt 63% dintre cei care au jucat pe acest site pentru pedeapsa cu moartea. În această seară am adus niște oameni care știu despre ce vorbesc și am să-i prezint în ordinea pe care o să o vedeți. Dan Antonescu este colonel în rezervă, fost comisar șef, în 2007 a demisionat de la conducerea serviciului de omoruri al Poliției Capitalei. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de cazul Pasaris, el este cel care s-a ocupat de Pasaris și probabil că o să discutăm imediat, ar vrea să-l vadă nu numai închis pe viață. Mugur Ciumăgeanu este licențiat în psihologie și medicină generală, este psihoterapeut și antropolog, e vicepreședintele Asociației Române de Psihiatrie Comunitară și are multe chestiuni de training la activ. El va fi colegul meu de tabără în această seară. Suntem două tabere, eu și Mugur Ciumăgeanu și Dan Antonescu și Adrian Majuru în cealaltă tabără. Adrian Majuru este istoric, este cercetător la Muzeul Municipiului București și este doctor în geografia umană, este pro-pedeapsa capitală, deoarece spune Adrian Majuru că lăul nu este pedepsit.
O să discutăm acum despre aceste lucruri cât de repede intrăm în temă și vreau să vă întreb, Dan Antonescu, pe Pasariț credeți că ar trebui să le execute justiția? Pasariț. Știți bine cazul, categoric, de aia l-am și abordat. Categoric, din păcate îl știu. Și am să încep cu o afirmație care, cel puțin în privința lui Pasariț, zic eu, merge mănușe. Cine a avut curajul să omoare, trebuie să aibă curajul să înfrunte moartea. Acest dezaxat, pentru, bine, din punct de vedere penal, el răspunde pentru faptele lui. Dar, sub nicio formă, un om normal nu ar fi făcut ceea ce a făcut Pasariț. Adică să omor fără niciun fel de noimă, fără niciun fel de logică. Numai pentru a brava în fața unei fete, a intrat în casa de schimb valutar, i-a executat pe cei doi dinăuntru, nici nu l-a interesat mare lucru din suma de acolo. I-a luat, mă rog, a luat banii. Deci, dar... Crezi că e responsabil într-o acțiune? Nu. El, din punct de vedere penal, el răspunde pentru faptele lui. Dar concepția lui de viață, modul de viață, pentru că pe lângă cele două victime absolut nevinovate și alese la întâmplare. Că omora mai degrabă de plăcere. Cam așa ceva. El mai are alte victime la activ. Mai are, din ce știu, o femeie omorâtă în Bulgaria, are niște polițiști în Grecia și pentru el mi-a și spus-o. Dacă reușea să iasă, urmam. Și toți cei din echipa care ne-am ocupat de el a vrut să evadeze, au existat informații despre el. Oricum nu se va cuminți omul ăsta vreodată. El a solicitat să ajungă undeva, să, într-un fel sau altul, în Grecia, pentru că acolo a considerat că poate evada mai ușor. Okay. Adrian Majoru, să ascultăm Mugur argumentele pro-pedeapsa capitală, da, ca să ne fixăm noi strategia, poate câștigăm până la urmă, deși plecăm cu un handicap foarte mare, că pe guvernatorul.ro se votează. Exact, se votează și s-a votat pentru pedeapsa capitală. Avem 62%. Adrian Majuru, vreau să te întreb, nu numai ca istoric, și ca și om, și ca și om care ai participat emoțional la toate evenimentele din 89 și după 89, astăzi ai mai fi de acord cu pedeapsa capitală în cazul celor doi ceaușești? Hai să spun ceva. Da? Apropo de revoluție, unde au fost peste 1000 de victime în două zile, unde sunt criminalii? De ce nu a s-a fost încercat aflarea lor, dar... Hai să fim serioși. S-a făcut un tribunal revoluționar, cum ar fi fost normal. Eu cred că cele Revoluția ceaușești... a fost totuși o chestie politică. Și unde intervine o chestie politică, vorbesc despre victime. Victimele apar, nu neapărat, sub o formă politică. Da? Chiar dacă un regim foarte puternic, ideologizat, al ultimilor 50 de ani, până în 1989, ideologic a creat și victime. Apropo de originea sănătoasă și pe o foarte suculentă cazuistică. Însă cei de ceaușești, da, dincolo de toată gama de lucruri pe care le-au făcut și care puteau și pot fi studiate, da, și executate caz la caz, au fost sapi spășitori. Asupra, deci asta este părerea mea, verdictului de genocid, la, n-am nicio... Nu putem cuantifica la scară istorică, chiar nu are sens, da, acum discutăm despre această problemă punctual. Au fost evident victime, nu cunoaștem criminalii, da? Dar cunoaștem doi țapi spășitori. Ce interesant este că la câteva zile după execuția soților Ceaușescu s-a abrogat pedeapsa capitală, dacă nu mă înșel, chiar pe 7 ianuarie. Cum foarte bine s-a hotărât subinia, chiar înainte de 1 ianuarie și actul a intrat pe 7 înseamnă ianuarie. Înseamnă că, așa, iată cum a spus și colegul meu, da? Aceia care au judecat un caz nu și-au asumat responsabilitatea lui. Le-a fost teamă să înfrunte moartea, măcar cea socială. Da? Societatea i-ar fi putut blama. Eu, dacă mă întreb, sigur, bine, provin și de la ziarul Cața Vencu, ca formație, și probabil că imaginația mea este mai bogată. Eu aș fi făcut altceva cu soții Ceaușescu. Așa. Eu i-aș fi transformat într-un obiectiv turistic.
Sau să-i mutăm în berceni. Adică i-aș fi ținut cu salam cu soia, cu televizor alb-negru două ore pe zi. Și aș fi tăiat bilete de 100 de euro bucata pentru a-i viziona pe dictatori timp de două ore, trei ore, depinde cât plătești. Sigur că eu... Să nu eludăm, să nu... Adrian, eu am... Să nu coborâm în grozavie. E subiectul pentru care suntem aici. Da. Aici vorbim despre grozăviile care se petrec acum. Alea au fost în urmă, 20 de ani. Nu e primul și nici ultimul caz unde instigatorul este pedepsit, dar autorul nu. Trecem peste chestia asta. Și e și o situație excepțională, cum e Revoluția, nu e o situație justițiabilă ușor. Ca în schimb, uitați-vă la jurnalele de știri. Nu spun că e post concurent la ora 5. Și o să vedeți crime, violuri, eu știu, profanări de morminte, pedofilie, toate grozăviile acestea sunt prezentate pe post. Incestul, oamenii, incest, grozăvii. Oamenii au imaginea și reacționează. În plus, dacă mi-e permis ca argument, în 17 ani de lucru, numai în domeniul combaterii infracțiunilor de mare violență, recte omoruri, am participat la sute mii de cercetări. Și acolo vezi reacțiile rudelor celui omorât. Rude care l-au descoperit, poate, copil, și-a descoperit tatăl, mama, decapitat, spintecat și așa mai departe. Am avut o chestie care m-a șocat acum 3 ani de zile. A venit un italo-elvețian, Zghelia, a venit în țară după concubina lui, care n-a mai vrut să stea cu el acolo, venise acasă la soț, la copil, la soacră și așa mai departe, undeva în cartierul Giulești. Omul a venit hotărât cu pistolul, a intrat peste ei, a împușcat-o pe concubină, l-a împușcat pe bărbasul și a împușcat-o și pe mama fetei astea. Ok, și acesta ar trebui să moară, nu? Totul în fața copilului, care după aceea l-am folosit noi ca martor, ne-a descris scena. Nu vă doresc vreodată să trăiți sentimentul de atunci. Să stai de vorbă cu un copil care îți povestește așa ceva. Este inimaginabil. Și te întrebi, oare cât mai poți să recuperezi din omul ăsta care comite o astfel de atrocitate? Ok. Bugur. Din punctul ăsta de vedere, despre recuperare putem vorbi puțin mai târziu. Categoric. Dar, eu aș veni aici cu o logică pe care eu o folosesc în psihoterapie. Dacă am un pacient suicidar, îi explic foarte clar în față că eu nu pot să tratez un om mort. Și că prefer să-l fie viu în terapie pentru ca să putem să vedem ce o să se întâmple ulterior. Suicidarul e cu totul altceva. Da, e cu totul altceva, dar aș vrea să folosesc aici o analogie. În momentul în care am un individ care comite o crimă atroce, cum sunt cele pe care tocmai le aducem în discuție, eu nu pot să pedepsesc un om mort. Aici este marea problemă care se pune cu pedeapsa cu moartea. Problema că în momentul în care eu îi ofer ca stat moartea, eu ca simplu cetățean mandatez statul să-mi asigure o siguranță și să-mi asigure o dreptate. Nu repar o moarte prin sau altă mai moarte. Multe morți prin altă moarte. Categoric, nimeni nu ne permite să luăm viața cumva. Ceea ce ar trebui eu să am ca de la nivelul, de la firul ierbii de cetățean, să mă uit în sus la statul, să zicem din întâmplare statul român, este să mă asigur că el, în primul rând, pedepsește într-un mod judicios, nu știu, adecvat omul, dar o pedeapsă cu moarte este o pedeapsă scurtă. Pe de altă parte, domnul colonel în rezervă spunea despre traumele irreversibile ale familiei victime. Ok, ca să nu vorbesc de familia autorului, că traumele familiei condamnatului la moarte exact. După execuție și în tot acest proces sunt la fel. Categoric. Pot fi irreversibile și care va să zică sunt două familii care suferă traume irreversibile și care n-au nicio vină pentru acțiunile criminalului sau cu atât mai puțin. Nu aș vrea să monopolizez eu discuția, dar pe parcursul anilor de anchetă am făcut această muncă de consiliere atât a familiei victimei, cât și a familiei autorului, în egală măsură, pentru că amândouă sunt la fel de traumatizate, amândouă sunt la fel de stigmatizate. Dacă la una înțelegi, domnule, e necazul
că au pierdut un aproape, ceilalți sunt obligați să-l poarte pe conștiință, să-i ducă pachete, să corespondeze cu el, să suporte oprobiu vecinilor, al celorlalți. Ideea este că odată ce s-a comis fapta, uciderea încă unui om nu cred că repară nimic din ceea ce este în trecut. Problema, și aici se pune o problemă de, să zicem, ce înseamnă o pedeapsă justă. Pentru că, după părerea mea, moartea unui om nu înseamnă neapărat o pedeapsă justă. O pedeapsă justă este de a duce mai departe mandatul statului. Statul trebuie să se asigure că îi transmite celui care a comis crima un mandat de respingere. Da. Ori respingerea, izolarea și practic excluderea din... Bine, statul n-a făcut codurile... Da, dar momentan, până săptămâna asta, momentan, când trebuia să le facă, adică marea de la stat nu prea ne așteaptă. Era să scoată incestul din codul penal. Statul nostru este cum este statul nostru. Statul este sistemul judiciar. Cu totul e alt caz. Sistemul judiciar are niște lacune, are niște probleme majore, pentru că este inadmisibil la ora actuală, pentru că o bătrână de 70-80 de ani n-a vrut să-și mute țărușul sau gardul jumătate de metru, e în pușcărie. Iar un om care este autor de tentativă de omor primește 4 ani și jumătate cu suspendare. Corect. Unde sunt măsurile alea egale? Astea sunt injustiții care țin de justiție și de monitorizarea ei, dar haideți să vedem ce spune un avocat, cel mai tânăr senator al puterii actuale, despre pedeapsa cu moartea. Vă rog caseta. Românii percep succesele din justiție ca pe un factor care duce la creșterea infracțiunilor cu violență în societatea noastră. Constatăm că la o primă vedere, din punct de vedere psihologic, românii, circa peste 70% dintre ei, ar fi tentați să militeze pentru reintroducerea pedepsei cu moartea. Trebuie să ne uităm la ceea ce vor cetățenii, trebuie să înțelegem contextul pe care îl avem noi aici în Uniunea Europeană, însă nu putem să nu ne întrebăm de ce în cazul tratatului la Lisabona se consideră că pedeapsa cu moartea este o opțiune pentru a ține în frâu, de exemplu, situațiile de dezordine socială și de ce nu s-ar da dreptul statelor care formează Uniunea Europeană să dispună luarea unor asemenea măsuri. E foarte tentant această disperare a românului din cauza injustiției române. E tentantă pentru că ea, în mod empatic, mai ales în cazuri grave, deci cum a fost și al handbalistului Cosma. Vreau să vă spun că cineva spunea pe blog că dacă la noi ar fi pedeapsa cu moartea pentru aceleași infracțiuni pentru care China execută aproximativ 8.000 de oameni pe an, ar fi cam 10 execuții pe zi. Adică cam asta s-ar întâmpla la noi dacă, nu-i așa, ar fi o justiție, hai să-i spunem, oarbă din punctul nostru de vedere. Da. Adrian Majuru. Adrian Majuru vrea să-l întrebe pe dragul său coleg Mugur următorul lucru. Și chiar m-a interesat o perspectivă psihologică a răspunsului tău. Ok. Da? Dacă fiica ta ar fi violată și apoi asasinată, sau băiatul tău tâlhărit și apoi hăcuit de un paria, ai mai susține să nu fie pedepsit cu moartea? Ai mai susține ceea ce tu ai detaliat înaintea mea? Da. Oricât de greu mi-ar fi, a susține lucrul ăsta. Nu ești căsătorit. Ba, sunt căsătorit. Nu am copii încă, dar cred că un lucru foarte important care se pune atâta timp cât pe mine statul mă anunță următorul lucru. Așa. Tu nu ai dreptul să pedepsești. Dacă pedepsești tu și iei justiția în mâini și te duci și îl hăcui pe cel care ți-a hăcuit aproapele sau... Așa. Atunci m-aș duce să fac lucrul ăsta cu mare probabilitate. Dar statul zici că echilibrează această balanță? Statul, eu cred că cunoaște sintagma dura lex sed lex și nu o pune în practică. Ok. Nu? Dar în momentul... Deci eu îmi plănuiesc o viață pe acest pământ și în această țărișoară dragă. Mă gândesc că dacă fiecare dintre noi ar
trece la un asemenea act de răzbunare. Nu, mă referam dacă ai păstra aceeași opinie, nu dacă ai trece la fapt. Mi-aș dori o pedeapsă pentru omul ăla, mi-aș dori să trăiască izolat și să trăiască într-o celulă. Uh-huh. Până dar ai la... vrea să-l chinui puțin? Care este rentabilitatea unei astfel de pedepse? Că poți să găsești rentabilitate când pedeapsa e de un an, de doi, hai să zic de cinci. Dacă okay. În pedeapsa de 15-20 de ani, ce mai fac cu el? Ce mai fac cu el? Îl țin de pomană acolo 20 de ani, 25 sau pe viață? Pe viață. Și ce corect? Și va rămâne acolo să-și rumege ceea ce... Nu mai bine dăm un pistol și un glonț să-și rezolve singur problema? Da, e o variantă și asta, este dar... Este și asta o variantă. Ca să nu iai o păcatele, să-și le ia el singur. Ok, dar numai că în momentul ăsta eu transform un stat întreg într-un perpetuator al crimei. E adevărat, execuția este un omor judiciar, un omor legal. Corect. Execuția asta este în esență. Da. Civilizația ne impune să ne îndepărtăm de ideea asta. E adevărat că este una dintre pedepsele cele mai vechi. Da, Dan Antonescu, să te întreb eu, să ucizi un om pentru a arăta că a ucide este rău și nu este bine. Cine să mai înțeleagă? El oricum nu mai înțelege. Nu, dar trebuie să înțeleagă ceilalți din societate. Și cine înțelege pedeapsa din societate? Pedeapsa asta este o omul pedeapsa cinstit, noastră. Omul cinstit, într-adevăr, el nu va comite o faptă de asemenea grozăvenie. Cel care e hotărât să o comită, poate, să zicem, are o reținere când va vedea că există și pedeapsa cu moartea. Poate, dar avea. Puțin probabil. Va avea. N-am terminat încă însă răspunsul pentru Adrian. Așa. Într-un stat în care eu aș avea încredere în justiție, ceea ce nu se întâmplă în România, eu nu am încredere în justiția română, într-un stat în care aș avea încredere în justiție și că îmi duce mai departe un contract pe care l-am făcut cu el, aș fi nu neapărat bucuros, dar oricum aș fi liniștit și aș avea încredere că statul va duce mai departe mandatul. Problema se pune la noi, când într-adevăr justiția este slabă, când infractorii scapă printre și când 50%, 56% dintre cetățenii acestei țări nu-și permit un avocat. Corect. Problema este una care este reflectată în sondajul care e acum pe realitatea în care mulți dintre noi frustrați spun că da, mai degrabă pedeapsa cu moartea ar fi. Se simt în nesiguranță de aceea. Corect. Înțelegi? Se simt în nesiguranță. Ideea este un proces artificial. Această nesiguranță nu e artificial. Se datorează așa faptului că suntem, în ceea ce privește justiția, conduși nu ineficient, ci oribil de prost. Sunt când de acord. Majoritatea pedepselor sunt slabe, când codurile civile și penale dau pedepse foarte mici. Deci e vorba și de gestiunea actului, de justiție, de acord. Dar pe acest fond de nesiguranță, lumea votează pentru pedeapsa cu moarte. Cel puțin își exprimă o opinie până să ajungem la introducerea pedepsei cu moarte. Să știi că un sumum de astfel de opinii l-a adus și pe Hitler la putere. Corect, dar asta e problema, că dincolo de un caz particular... Care e cazul particular? De exemplu că eu aș fi cel care... Băi, dar au fost sute în țara asta, cred că, care au fost într-un asemenea caz. Hai să-ți dau un exemplu clar. Soții Tacu au fost omorâți de 5 indivizi, 4 băieți și o fată. Au fost prinși și au fost condamnați pe viață. Mă rog, unul dintre ei a și murit, a fost omorât în penitenciar. Nu asta are importanță. Important e faptul că au fost omorâți în niște chinuri groaznice. Le-au fost scos șochii, le-au torturați... greu de imaginat. Imaginea de la fața locului era incredibilă. Ce credeți că au făcut rudele și vecinii în ziua înmormântării? S-au constituit, au strâns semnături pe liste pentru ca acei autori să fie condamnați la pedeapsa capitală. Deci omul simplu care a avut contact cu astfel de grozărie a luat inițiativa. Mi-ai spus de dacă am văzut asemenea cazuri și în mod normal, dacă vedem așa ceva, impulsul nostru ancestral este legea talionului. Dar ați văzut condamnați la moarte murind? Nu. Nu. În filme. Ultimul mare călău al Franței a fost după ce s-a abrogat această pedeapsă și chiar și înainte, unul dintre cei mai mari militanți împotriva
pedepsei cu moarte. Stai stai pic, stai pentru că omul a văzut cu ce să mănâncă, nu era un om foarte sensibil. Din biografia lui, ba chiar râdea, făcea mișto cu condamnați, hai că treci repede că sunt meseriași. Deci, aici avem o problemă, călăul, în evul mediu, până în perioada premodernă, în mentalitatea oamenilor simpli, era un inocent. Era un executant, nu un decident. E adevărat că această funcție a lui... plătit. Știi cine îl plătea? Îl plătea victima. De ce? Ca să facă această execuție nedureroasă, dintr-o singură tăietură. Mai curat. Victima îl plătea, dar nu-l putem pune în această tabără, pe călău. Decidentul este realul călău în spatele celui care execută. Da? Despre ăștia discutăm de fapt. Sau și despre ăștia discutăm de fapt. O să discutăm imediat și de un argument al taberei noastre, care sună așa. Riscul condamnărilor unor nevinovați la moarte, în ciuda tehnologiilor avansate cu care se stabilesc devalările, dezvăluirile, este, rămâne destul de mare, dar să luăm publicitate și revenim asupra acestei teme pro sau contra pedepsei cu moartea. Auzi, mă, cred că ideea asta ta să ne combinăm la bani să luăm jocul ăsta a fost cel mai deștept lucru pe care l-ai spus vreodată. Da, ar mai fi și ideea aia cu împărțitul Cristinei. Aia n-a fost o idee, a fost o fantezie de-a ta. Nici o fantezie, mă. Am pus pe masă un plan concret. Luăm cartela aia cu prieteni nu știu ce, ca să vorbim mereu la telefon și să povestim tot ce facem cu tine. Tema la mate sau ce? Combină-te la cartelă cu un prieten și profiți de super avantaje. Activează Vodafone prietenii mei și ai 100 de minute între voi doi la fiecare reîncărcare pe viață. În plus, îți reduci costurile prin opțiuni cu 100 de minute pentru amândoi. Intră în cea mai tare rețea. Merită Vodafone. Subaru Forester este acum în oraș cu două oferte atractive. Avantaj client de până la 4.760 de euro sau posibilitate de finanțare începând cu 10% avans sau 0% dobândă. Ofertă valabilă pentru toată gama prin Subaru Finance și BCR Leasing. Subaru. Prin rețeaua autorizată Subaru Motors Trading. Așa, am fost la agenție și am rezolvat. O să luăm până la urmă o cameră cu pat dublu. Numai ca să ne combinăm la bani. Când nu mai vrei să împarți nimic, ai o ofertă doar pentru tine. Intră în cea mai tare rețea. Merită Vodafone. Știai că mare parte din calciu se irosește fără suficientă vitamina D și nu mai ajunge în oase? Fără suficientă vitamina D în organism, mare parte din calciu se irosește. Comparativ cu alte lactate, Danonino conține și calciu și vitamina D. De aceea îi dau copilului meu Danonino în fiecare zi. Iar acum cu noi magneți Danonino l-a ajut să construiască cel mai lung tren din lume. Copilul tău crește sănătos și învață să socotească. Atunci când ai promis că vii, mi-am pus cămașa de nylon, aceea cu pasmanterii și-n suflet încă un zorzon. Mă lustruisem, mă lustruisem, mă lustruisem pe bombel. Pășam atent, pășam atent, pășam atent să nu mă sfam. Mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi, înfipt în blugi, înfipt în blugi, blăjam. Adu-ți aminte să plătești facturile la gaze, curent, cablu TV sau telefon prin punctele de plată PayPoint, în magazinul unde îți faci cumpărăturile. PayPoint. Ușor de găsit, ușor de plătit. Volkswagen îți face o ofertă cu care te întâlnești o dată în viață. Tiguan este acum doar 22.693 euro TVA inclus sau leasing cu rată săptămânală de la 41 euro inclusiv TVA prin Porsche Leasing. O, fetele astea! Bună dimineața, dragul meu! Mersi! Oh, mulțumesc! Eu sunt Alex, prietenul Corinei. Ce, iubitule, întotdeauna ți-ai dorit un fiu, nu? Iacob Scrânung, puterea Alinta Romei. E simplu să fii apreciat chiar și când ești discret. Sau chiar când ești departe. E simplu să fii un șef bun. Sau să devii erou. E simplu să faci timpul să treacă și să fii încă invidiat.
Credem în soluții simple. Unica, asigurarea unei noi generații. În evenimentul zilei citești povești care te interesează. Află din ziarul de mâine. Alianța băieților deștepți din PDL cu cei din energie. Trei demnitari PDL s-au întâlnit în afaceri cu mogulul energiei, Bogdan Budăianu, criticat de președintele Băsescu. Evenimentul zilei îți face cunoștință cu eroii momentului. Evenimentul zilei pentru cei care contează. Cum îți simți dinții azi? Nu prea curați? Placa bacteriană începe să se depună imediat după o curățare profesională la medicul dentist. Sfatul meu? Luptă împotriva acesteia cu ultima inovație de la Colgate. Colgate Total Advanced Clean îți oferă 12 ore de protecție antibacteriană și conține un sistem avansat de curățare pe bază de siliciu similar celui utilizat de medicii dentiști. Îndepărtează placa bacteriană pentru a te bucura mai mult timp de senzația de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici și dentiști. Pentru munci grele e nevoie de bărbați puternici, iar aceștia au nevoie de o mașină pe măsură. Logan Pickup face față. Cumpără Logan Pickup sau Logan Van până la 1 iunie 2009, iar noi îți plătim avansul de 15% pentru leasing, adică până la 1432 euro TVA inclus. Vino acum în showroom-urile Dacia din toată țara. Vino acum în magazinele Eternity. Abonează-te la Cosmote și ai telefonul Nokia 7310 Supernova, începând cu numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option. Eternity și Cosmote, non-stop dedicați clienților noștri. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Technologic. 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 Noutăți de la Activia. Activia Fibre conține de acum cereale integrale și a devenit Activia Cereale Integrale. Este atât de gustos! Încearcă-l și tu acum! O combinație sănătoasă de iaurt Activia și cereale integrale. Mai mult, Activia cu fermentul Bifidus Acti Regularis reglează tranzitul intestinal lent. Activia Cereale Integrale. Activ în interior și te simți bine! Dacă s-ar face un referendum, putem să fim siguri, mai ales după o anumită campanie de presă, după, știu eu, un anumit, după anumite fapte de acest gen care ar sensibiliza opinia publică, probabil că răspunsul ar fi da, să introducem pedepsa cu moartea. În măsura în care anumite fapte ni se întâmplă nouă, avem tentația să cerem reintroducerea pedepsei cu moartea. Există un protocol la Convenția Europeană asupra drepturilor omului care interzice pedepsa cu moartea și, deci, din punctul de vedere al reglementării și din punctul de vedere al obligațiilor internaționale ale României, o astfel de pedeapsă nu mai poate fi reintrodusă în România în condițiile, să spunem, europene și în condițiile respectării obligațiilor pe care noi ni le-am asumat. Da, Polonia se chinuie și astăzi să reintroducă pedeapsa capitală, pentru că până înainte de aderare pedeapsa cu spânzurătoarea era comună în țara, nu-i așa, care l-a dat poate pe cel mai celebru papă al secolului 20. Dar frații Kaczyński și acum fac lobby pentru reintroducerea pedepsei capitale. Apropo de faptul că am impresia, dacă nu mă înșel, că Letonia are această pedeapsă capitală, dar numai în cazuri excepționale. Okay. Eu aș avea o întrebare pentru interlocutorii noștri, Liviu. Ce rezolvă o moarte? Pentru că o condamnare la moarte, eu îmi pun problema așa, mai aici o mică listă. Rezolvă oare într-adevăr și liniștește aparținătorii unei victime? Nu cred că poate repara ceva. Și nici nu cred că se poate pune problema de o liniștire sau de o reconfortare a lor care să dureze sau care să fie, cum să spun, consistentă. Nu cred că se întâmplă lucrul ăsta. Cred că o familie a unei victime rămâne la fel de îndurerată cu sau fără moartea criminalului.
previne alte crime? Studiile arată că... Asta este argumentul cel mai trainic, ca să zic, popular, okay. Este că execuția posibil viitorii posibili. Ei bine, studiile care au fost făcute pe criminali arată că cei care comit cele mai oribile crime sunt perfect imuni la un mesaj de sperietură, gen fii atent că la un moment dat s-ar putea să fie executat omori. Dacă vei fi executat și ar pune întrebări. Și am răspuns pentru fiecare. Ok. Și ultima întrebare pe care o am este dacă într-adevăr menține ordinea socială mai bine decât ar menține o societate în care nu există pedeapsa cu moartea. Mm-hmm. Deci e una legată de victime, este una legată de prevenția unor crime și una legată de menținerea ordinii sociale. Voi lua invers. Ordinea socială va fi menținută dacă legea se aplică imparțial pentru toți. Odată, corect, da? Același lucru punctul stă picioare. De la mijloc, da? Punctul prevenirea altor crime. Prevenirea altor crime. Spui că în general criminalul nu are remușcări, da? Avem o cazuistică descrisă foarte amplu de Dostoevski, romanul său, iar pe de altă parte istoria a comprimat în exemplele ei încă din Antichitatea Romană, de exemplu, să luăm pe cel mai feroce, pe Nero, care avea la picioarele lui toată lumea cunoscută. Putea să facă orice. Dar a vrut să creeze o poezie și a incendiat Roma. Rafinament, am putea spune. Dar la un moment dat, garda pretoriană l-a înconjurat și a spus gata, aici te decapităm. Și acest colos s-a prăbușit în genunchi și a început să plângă și să implore iertare. Dar a fost executat. Bun. Eu pot și cealaltă? Să știi că până la urmă tot a căzut, să știi. Toți cali, da? Deci nu. Foarte rar își asumă responsabilitatea morții, da? Iar cea din urmă întrebare, eu cred că familia unei victime ar fi într-o mai teribilă suferință dacă ar ști că, de fapt, agresorul este fie nepedepsit, fie sunt perfect de acord, este rezonabil, și câți nu sunt, da? Sunt perfect de acord din 89, da? Problema este, deci, ca să vin cu... Problema este că noi trebuie să devenim mai buni decât predecesorii noștri. Pentru că toate aceste pedepse sunt pedepse, execuții publice cu spectacol și cu eviscerări ale evului mediu, al cărui reflex îl deținem și la ora asta. În secolul 20 și 21, în care s-a luptat cel mai mult în istoria omenirii pentru drepturile omului, drepturile de toate feluri, inclusiv dreptul la viață, nu putem să ne întoarcem. Chiar este un fapt foarte interesant că tratatul de la Lisabona, care ține loc de Constituția Europeană, prevedea pedeapsa cu moartea și a căzut la vot în Irlanda, la referendum în Irlanda. După care a căzut și această chestiune. Haideți să completez puțin la prima întrebare, referitor la rudele victimei. Cel mai concludent exemplu, Beniamin Jean. 5 victime omorâte prin împușcare la Deva, da? N-a avut tată, n-a avut, nu m-a interesat. A mers pe stradă, pe cine a întâlnit, a împușcat. Prima lui grijă, după ce a fost condamnat pe viață și în penitenciar, trimite scrisori de amenințare că știe că sistemul de calcul, el poate ieși la un moment dat din pușcărie, chiar dacă are închisoare pe viață. Asta spune oamenii aceștia, cum vor să... O secundă. În aceeași idee. Avem autor de omor, crimă, premeditare, omor calificat, frumos, în propriu spus, totul probat, el arhivat la pușcărie pentru 20 de ani. Așa a considerat instanța că atâta trebuie să ia, 20 de ani. El iese, după ce a făcut 2-3 ani pedeapsă, iese. Rudele victimelor, a copilului care a fost omorât, a fetei care a fost violată și ștrangulată și păcuită, îl văd că le vine vecinul acasă. Fata lor e în pământ sau copilul lor e în pământ și ăsta e bine, mersi, și le mai dă și cu tifla, mai și amenință și pe ceilalți care au depus mărturie și așa mai departe. Ce vreau să vă... Corect. Da? Dar ce simt oamenii? Aici eu pun problema despre cum funcționează sistemul nostru de pedepse. Și despre cum... Pentru e clar că sistemul nostru de pedepse funcționează ca dracu. Ca să folosesc o expresie... Eu cred că este inexistent.
corect. Nu. Aveau îmi cer scuze, am blamat puțin sistemul judiciar și sunt instanțe foarte multe care își fac treaba și își fac treaba bine. Dar este suficient, ca, exact ca și cum un polițist a apărut că este corupt, toată poliția e coruptă. Un judecător a fost dovedit corupt și a fost dat afară din justiție. Nu toți sunt în aceeași oară. Da, vorbeam de oameni de genul ăsta care sunt putem să-i declarăm, cum așa cum Mugur spunea, despre ei, că sunt imuni la orice fel de morală, pedeapsă și așa mai departe. Dacă ei sunt niște bolnavi psihic, a omorât, a executat niște bolnavi psihic, vi se pare ok? Liviu, nu sunt bolnav psihic. Deci da, aici bine. Vorbești cu profesioniști de sănătate mentală, nu care toți știe că ei sunt niște mari tulburări de personalitate. Noi nu includem, pentru că pentru ei există o aceea bolnav psihic, există o justiție, instituții separate. Justiție separată. Noi vorbim aici despre niște psihopați sinistri. Aia ce? Care scapă sau pentru care sistemul acesta este prea blând. Deci eu, dacă ar fi să militez, n-ar fi să militez pentru pedeapsa cu moartea, ci ar fi să militez pentru o pedeapsă justă pentru cei care sunt niște psihopați. Mă gândeam la criogenie, nu era bine? Să înghețăm și poate peste... Da, știți că înainte de publicitate pomeneam acest argument al taberei noastre, și anume că există riscul unor condamnări, unor condamnări a unor nevinovați la moarte. Sunt o groază de exemple de genul ăsta. În ciuda tehnologiilor avansate de stabilire, sunt foarte multe cazuri. În America vine recit din documentare. Dar eu aș vrea să vă înșir acolo acei parametri unde se poate greși în justiția americană și nu numai americană. Apărarea nepotrivită, să fim foarte bineînțeleși. Dacă o victimă, să zicem, devine în instanță cu o apărare ieftină, are toate șansele să fie omorât foarte repede. Doi la mână. Mărturii, un autor, nu o victimă. Un autor, da. Așa. Poate să devină victima sistemului judiciar. Instrumentare greșită a poliției și procurorilor. Se întâmplă foarte des. Nu vorbim de România. Aici deja mărturii false sau subiective. Nu aș vrea să afirm așa. Da, mai așa mult la... Da, nu spun că România n-are specialiști. Atenție. Păi. Spun că în România sunt foarte mulți corupți. Atât spun. În domeniul ăsta al infracțiunilor de mare violență nu prea găsești. Nu prea găsești pentru că... Și aici s-au profesionalizat, s-au specializat extraordinar de mult. Știi cum țin pasul cu progresele științelor? Și genetic, și toate ramurile... Sau dacă vreți, vorbim despre Parlamentul României, care a blocat investigația la Calda unor mari cazuri de corupție. Mergem mai sus, da. Vorbeam de infracțiuni cu violență. 3. Prejudecățile rasiale. Există. Vă aduceți aminte cazul O.J. Simpson, celebru în Statele Unite, în care niște jurați, majoritatea de culoare, bun. Suprimarea sau interpretarea greșită a unor dovezi. Sau presiunea comunității a politicienilor pentru rezolvarea acestor cazuri. Știți când primarul dă telefon și poliție, băi, te omor dacă nu-mi rezolvi, ăsta am alegeri peste 3 luni, te omor, găsește criminalul. Dar asta e o presiune. Campaniile de presă pentru a fi pus campaniile de presă, care campanii de presă unor sunt și plătite. Da. De aia-s campanii. Păi nu? Am avut candidați care au ieșit și cu platforma de pedeapsă cu moartea. Am avut și candidați care au fost, să zic, cercetați de neașa. Bine, asta votul public nu. Dar totuși, vreau să vă întreb, oameni buni, de ce nu vreți să deveniți mai buni? Pentru că a nu omorâ este, nu-i așa, dincolo de toată emoția, de toată tragedia cu care noi empatizăm, de ce nu vreți să devenim mai buni, să devenim superiori acestor criminali? Eu, și mă refer strict la mine, eu nu reușesc să prind un pește, n-am folosit pușca să vânez nimic, nu pot să rup o floare. Sincer, astea sunt sensibilități ale mele și poate în felul acesta m-am protejat. Vă fac ecologist, înseamnă. Așa? În emoțional, sentimental, sunt de acord cu această pedeapsă. Rațional, nu. Și sunt convins că, așa cum spuneai, ca un corolar, un om vinovat rămas liber
reprezintă un eșec pentru poliție, procuratură, justiție, dar un om nevinovat condamnat reprezintă o crimă. Asta e limpede. Clar. Și, pe principiul n-aș acesta... N-aș vrea să risc viața unui om... Pe principiul acesta... Datorită unei legi foarte dure sau unei justiții foarte prost administrate. Nu mi-aș dori vreodată să fiu judecător, să dau un verdict într-un caz unde există cât de cât o pichiță care nu-mi dă mie siguranța acelui 100%. Corect. Și anecdotic vorbind, că când e să iei viața unui om, costurile execuției contează mult mai puțin. Trebuie să vă spun că execuția, sunt calcule care arată, cel puțin pe Statele Unite, pentru că acolo se condamnă la moarte, și execuția este de la 2 la 5 ori mai scumpă decât închisoarea pe viață. Serios? Da. Nu poți să crezi că zici că întreținerea unui om timp de 40-50 de ani... Știi că istoria, atunci când s-a comprimat, a găsit soluții. Nu e asta problema, da? O ghilotină a rezolvat foarte multe Adrian Major, cu banii aia cheltuiți în plus, cu sutele alea de mii de dolari, cu alea banii aia se pot face prevenție? Să pot asigura condiții mult mai decente copiilor? Prevenția este adresată celor care oricum vor comite faptele? Da, discutam mai devreme, nu? Prevenția este tot pentru, exact ca și gardul, e făcut pentru omul cinstit, că oricum hoțul va sări. Lacătul e făcut pentru omul cinstit, pentru că hoțul oricum îl va sparge. Și prevenția e făcută tot pentru omul cinstit. Corect, da. Lucrul ăsta în același timp spune că pedeapsa cu moartea oricum nu rezolvă reapariția unor cazuri. Aici, asta e marea dilemă în care trăim. Nu pot să nu empatizez când mă gândesc că emoțional oricare dintre noi ajunge să-și dorească moartea cuiva. Noi am cam ajuns la final. Mai pun o întrebare în gol. E o convenție, după cum știți, suntem avocați unor cauze în care credem sau nu credem întâmplător. În seara asta, noi credem că pedeapsa capitală este greșită, iar ceilalți au argumente pro. Și vreau să vă pun o singură întrebare, după care trecem la partea a doua a emisiunii, mult mai veselă, de altfel. Dacă pedeapsa cu moartea este un act moral de justiție, de ce eutanasierea nu este legală? Corect. Rezultatul votului pe guvernatorul.ro este 65% pentru pedeapsa capitală și 35% evident împotrivă. Deci se pare că justiția are probleme și are ecouri profunde în mintea noastră a tuturor, pentru că ne-a trezit o sete de răzbunare decisivă. Și am să închei, dacă se poate, cu ce a început. Execuția soților Ceaușescu. Un tribunal ad hoc a hotărât ca ei să fie împușcați. Vă dați seama ce este în sufletele celor care au apăsat pe trăgaci și care nu au avut nicio legătură cu actul de justiție? Executanții, că executanții, care vorbeam. Niște militari, niște soldați. Mulțumesc foarte mult, Dan Antonescu, Adrian Majuriu și Mugur Ciumăgeanu. Am văzut trei oameni care știu despre ce vorbesc, nu ca în alte televiziuni. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la o dezbatere care îi preocupă pe români. Băiat. Atingere. Restaurant. Întoarcere. Repede. De. La cartela Cosmote, cuvintele nu se termină niciodată. Acum ai 60 de minute naționale și internaționale, plus 425 de minute și 425 de SMS-uri în rețea. Totul cu doar 4,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Acum ai la fiecare reîncărcare 50 de minute și 50 de SMS-uri bonus în rețea. Știai că aproape 50% din energia consumată de mașina de spălat este pentru încălzirea apei? Cu Ariel Prozim 7 poți îndepărta multe pete dificile chiar și la 30 de grade. Astfel, la fiecare spălare, ai putea economisi până la 50% la electricitate. Ariel Prozim 7. Curățenie impecabilă la 30 de grade și până la 50% economie la electricitate.
Subaru Forester este acum în oraș cu două oferte atractive. Avantaj client de până la 4.760 de euro sau posibilitate de finanțare începând cu 10% avans sau 0% dobândă. Ofertă valabilă pentru toată gama prin Subaru Finance și BCR Leasing. Subaru. Prin rețeaua autorizată Subaru Motors Trading. Încearcă noua variantă Persil Gold Plus Nature Fresh. Curățenie absolută Persil pe care o poți vedea, simți și mirosi. Bucură-te de parfumul reconfortant și plin de prospețime al naturii dat de rufele tale. Descoperă curățenie absolută. Acum, cu cel mai proaspăt parfum Persil. Noua variantă Persil Nature Fresh. E simplu să fii apreciat chiar și când ești discret. Sau chiar când ești departe. E simplu să fii un șef bun. Sau să devii erou. E simplu să faci timpul să treacă și să fii încă invidiat. Credem în soluții simple, unica, asigurarea unei noi generații. Când viața ta evoluează, e bine să faci schimbările potrivite. Pinum Doors and Windows. Uși și ferestre pe măsura evoluției tale. Este vorba întotdeauna despre tine, despre încrederea pe care o ai în tine. Ai încredere. Asigură-te cu Eureco. Eureco. Despre tine. Despre încredere. Cum îți simți dinții azi? Nu prea curați? Placa bacteriană începe să se depună imediat după o curățare profesională la medicul dentist. Sfatul meu? Luptă împotriva acesteia cu ultima inovație de la Colgate. Colgate Total Advanced Clean. Îți oferă 12 ore de protecție antibacteriană și conține un sistem avansat de curățare pe bază de siliciu, similar celui utilizat de medicii dentiști. Îndepărtează placa bacteriană pentru a te bucura mai mult timp de senzația de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. Bramac Protector sfidează provocările naturii. Oferă rezistență sporită la fenomene naturale, la depuneri de praf și reziduri. Spune-i acoperișului pe nume Bramac. Complaining, it seems there's always somebody complaining. The boss is always on my back and I'm straining. But I'm not complaining. All I gotta do is and then I can just a little bit of. După serviciu, răcorește-te cu Scol. Se simte ceva nou în aer. Un val de plăcere irezistibilă. Nou Lipton Iced Tea cu zmeură. Surprinzător de savuros și perfect răcoritor. Lipton Tea can do that. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno bene. Don Café, cafea cu suflet. Cu sistemul complet de zidărie Poroterm, poți trăi într-o casă confortabilă fără să te închizi într-un glob de sticlă. Deoarece Poroterm este singurul sistem de zidărie complet, economic și ușor de folosit. Când totul se potrivește perfect, frigul, umezeala sau zgomotul nu pot pătrunde. Acum mă simt în siguranță. Poroterm, numărul 1 mondial, numărul 1 în România. Vreau să economisesc, dar familia mea merită produse de calitate. Hei! Fii atentă cum poți economisi inteligent! Mărcile de calitate în pachete mari îți aduc economii de până la 30% în comparație cu pachetele cele mai mici. Vezi? Mai mare, mai inteligent! Așa ca mine! Caută-mă în magazine! Îți voi arăta cum să faci mega economii cu produse de mega calitate!
Bună seara din nou la guvernator. Ați observat că președintele Băsescu a ajuns un fel de obsesie națională a tuturor televiziunilor. Președintele jucător joacă anul ăsta cu rezerve. Candidatura lui Traian Băsescu depinde de criză. Nu știați? S-a dat weekendul ăsta la știri. Dar mie tot nu mi-e clar despre care criză vorbim. De criza lui personală? Păi durează de aproape 5 ani. De criza de imagine, de criza de spate, de aia de nervi sau de criza mondială? Păi ce n-au făcut politicienii în 20 de ani? Mai crede cineva că o să rezolve mini-boc sau mini-mi în câteva luni? Dacă ne vom întâlni sau nu la anul în aceeași formulă, depinde de criză. Depinde de criză. O altă obsesie națională, după pe care o știți foarte bine că e și a voastră, este autostrada. Costul per kilometru de autostradă Comarnic-Brașov a fost stabilit. Va fi de 21,18 milioane de euro. Autoritățile consideră că este un preț bun comparativ cu costurile specifice zonelor muntoase din alte țări. Austria între 20 și 35 de milioane de euro pe kilometru, Slovacia între 27 și 34, Anglia 32,4 milioane. Numai tâmpiții aia de croați s-au încăpățânat să construiască o autostradă prin munți cu numai 4 milioane de euro pe kilometru. Și cu Bechtel, auzi? No, eu cred că ne trebuie și un croat la transporturi. Dar chiar n-am putea să aducem miniștri străini ca în fotbal? 10.000 de sindicaliști din toată țara au participat joi la un marș de protest prin București, cerând guvernului aplicarea de urgență a unui program anticriză. Alo, BNS-ul? Ce va cășuna, fraților? Nu înțelegeți și voi situația actuală? Nu vedeți că n-au găsit ei americanii o soluție anticriză? Nici nemții, nici japonezii? Și voi le băgați sula în coaste guvernanților noștri să găsească o ieșire din criză în numai 20 de ani? Dan Voiculescu, nu știu dacă îl știți, riscă închisoarea pentru fals în declarații și uz de fals. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a decis că agentul cu nume de cod Felix a făcut poliție politică. La audiere în 2006 la CNSAS, Felix a recunoscut că a sifonat, citez, pentru a câștiga o pâine. Ce-o fi declarat însă în instanță, nu știu, de a reușit să scape bazma curată. Că a recunoscut doar de frică să nu-l bată anchetatorii CNSAS, ci că Pleșu e mai de treabă. Dar dacă încapi pe mâna lui Patapievici, te bate filozoful ăla până spui și cât lapte ai supt, strict pe partea economică. Vă mai amintiți pe judecătoarea Elena Turcu? V-ați indignat destul la ea. Cea depistată în trafic acum 2 ani cu o alcoolemie de 1 la 1000. Cu greu au înțeles polițiștii refuzul ei de a le da probe biologice. Mă rog, până la urmă au pus mâna pe ele, dar a venit avocatul la tribunal să spună că-s contrafăcute și a fost convingător băiatul. Ce se întâmplă în zilele noastre, fraților? Păi judecătoare a dat în judecată pe polițiști că au agresat-o cu fiola. Jurisprudența arată că au mai fost asemenea cazuri. Unui ministru i s-a înșenat niște slănină și palincă. Unui fost prim-ministru niște termopane. Acum dosarul de pensionare al magistratei zace pe masa președintelui, care nu înțelege zău cu ce a greșit femeia asta. Îl avem în studio pe prietenul Dan Chișu, un om universal, cum i-am spus eu de multe ori, sau chiar un Jean Bart al României. Cu el am decis să discutăm câteva aspecte din chestiunile de civilizație ale României, mai ales că Dan este și cetățean francez, a trăit acolo, a văzut, ca să zic așa, lumea mai mult cât noi toți la un loc, așa că e foarte nimerit să vedem România alături de el. Apropo, ați trecut zilele astea prin sectorul 4? Cu mașina, cu pasul, cu calul, oricum mai merge, n-ai cum să ratezi autografele lui Piedone. Doar din avion nu se vede că s-a semnat pe fiecare pietricică, ceea ce nu e în regulă. Domnul Piedone, scrieți, domne, mai gros că nu văd extraterestri, pe bune.
O vorbă din bătrânii zice că cine n-a plantat în viața lui un pom, ăla nu e om. Iar dacă omul e primar, experiența ne arată că la fiecare pom plantat, primarul trebuie neapărat să înfigă în pământ și o pancartă cu numele lui. Iată cazul primarului Piedone din sectorul 4. Pe nici 50 de metri de spațiu verde creat a înfipt numai puțin de 5 pancarte cu numele lui. O pancartă la fiecare 10 metri. Sunt chiar și cazuri când la un pom plantat Piedone a sădit și două tăblii cu numele lui. Mai bine scoatem acele pancarte cu fiare și mai punem un pomuleț pentru copii, pentru eternitate, pentru veverițe. Pentru veverițe, maimuțe. Soția, dacă face o ciorbă, nu o ornează cu pătrunjel făcută de mami? Nu, absolut. Deci este aici, sectorul 4 este o comunitate. Deci nu avem ce să punem că am făcut X, că a făcut Y. Pe semne că lui Piedone îi plac nu numai plantele, ci și animalele. Aproape pe toate spațiile verzi în sectorul 4 se lăfăie haite de maidanezi. Probabil că Piedone ar fi pus pancarte și în dreptul câinilor de genul. Acești câini vă sunt oferiți de primarul Piedone. Dar, din păcate, câinii nu stau pe loc, deci nu știa unde să-și amplaseze indicatoarele laudative. Și atunci Piedone a rezolvat altfel problema. A comandat animale din gips și animale făcute din boscheți, care prezintă avantajul că stau pe loc ca să poată primarul Piedone să se laude cu ele, punându-le alături pancarte. Printre urși, cerbi și dinozauri, Piedone a strecurat și niște mineri făcuți din boscheți. Ce legătură au minerii cu animalele sălbatice? Păi, o legătură sigur există. Și lângă minerii de boscheți, Piedone își poate afișa mândru numele. Și până la urmă, ce legătură există între aceste tăblii pe care scrie că s-a creat un spațiu verde și realitatea din teren? Această aglomerație de bolovani albi este spațiu verde? Acest pom de gips alb este spațiu verde? Se poate numi spațiu verde grohotișul acesta rozaliu pe care nu o să crească în veci nici măcar o buruiană? Corect era să se numească spațiu deșertificat. Unde mai pui că aceste chiciuri fără noi m-au costat o mulțime de bani? De exemplu, dinozaurul a costat 4.500 de euro, iar un pomișor 800. De ce au fost necesare toate acestea până la urmă? Doar ca să pună Piedone păduri de pancarte în care să se laude că a făcut ce este normal să facă din postura de primar? În cazul acesta ar putea să pună pancarte și pentru alte acțiuni obișnuite ale unui primar, ale unui om. Dacă îi cade batista pe stradă, să pună imediat o pancartă. Această batistă a căzut din buzunar primarului Piedone. Sau, dacă Piedone tușește pe stradă, imediat să-și pună pancarta. În acest loc a tușit marele primar Piedone. Da, cred că am putea denumi acest sindrom sindromul Cod-Codac. Adică găina când se ouă, imediat trebuie să anunțe că s-a ouat. Când văd, în primul rând vreau să te întreb dacă Piedone este numele lui sau este un nickname, o poreclă? Cristian Piedone, așa nu, și... În buletin așa îl cheamă? Nu, în buletin nu e așa. Bine, faptul că dar așa... e vedetă? E vedetă, da. Și a pus în buletin, vreau să spun că și a pus și în buletin. Atunci e perfect. În momentul în care te-a pus să faci o chestie ca asta și care cred că este, cred că face parte din fișa postului, nu mi se pare normal să o și accentuezi. Și cred că sindromul nu e, el nu e unic în România. Știi? Dar am văzut și la Constanța, am la văzut peste Constanța, tot. Mazăre a scris pe toate trolebuzele. Deci în general... Da. Dar cred... acum totuși ridicolul e dus la... la... maximum, pentru că lângă fiecare copăcel, în 3-4 metri, să pune o dita mai placă. Și să nu te surprinde că această placă are și ea un cost. Costă niște bani. Păi cu banii de pe plăci, cred că mai plantam vreo câteva sute de copaci, o pădurice. Am observat, apropo de zona verde a Bucureștiului și în materialul pe care l-am văzut, m-a surprins încă o dată faptul că românul încearcă cu orice preț să aducă altceva decât ceea ce se potrivește locului. Credem, am umblat în toată lumea, n-am văzut nicăieri copaci sau plante puse în, da, în ghivece. În ghivece, am văzut și eu, asta e pentru prima dată. Deci nu se poate. Vrei să ai palmieri într-o țară care n-are palmieri, hai să aducem palmieri să-i punem în ghivece. Palmieri cu garanție, chiar. Da. Cred că soluția ar fi să se găsească un copac ornamental sau verde adaptabil pentru condițiile astea, pentru că există condiții similare cam în toată lumea. Dar din dinozaurul de 4.500 de euro l-ai văzut? Sau de caleașca... Mi se pare o aberație. De cai ofiliți care costă în față la Belu. Adică, eu nu știu cine îi lasă pe oamenii ăștia. Că oamenii ăștia, mă rog, omul a fost la controlat prin piețe și deodată s-a trezit primar, că a apărut mult la televizor și e și mult.
și omul a început să delireze, adică cineva trebuie să-l controleze, să-i dea peste mea, bă, băiatule, ăsta e de mare prost gust sau e un chici, lasă, pui la matale la în grădină, la acasă. Problema este cine a aprobat această chestie. Și pe banii tăi. Păi cum se întâmplă într-o primărie? Dacă există un arhitect al orașului care nu-ți dă voie să faci blocuri, regularizează înălțimile sau aspectul, nu înțeleg de ce la spațiu verde n-ar trebui să vină cineva care să aibă totuși o idee de cum poate să arată în spațiu, da, în spațiu verde. Păi de altă parte consumă o groază de energie. Deci e păcat că judeci un om care face lucruri, dar acum depinde cât de utile sunt lucrurile pe care le face. Pentru că totuși spațiile verzi arată curat. Este între... București a început să arate mult mai bine, e adevărat. Este adevărat, dar o să vezi ce probleme mai are Bucureștiul, că n-ar fi singurele. Și WC-uri de... Bine, nu e genul de om care face pipi pe la WC-urile ecologice. Nu, dar necesitatea trebuie să... Atât necesitatea fiziologică, cât și necesitatea unui WC-uri. Urmă, nu știu dacă ecologic. Ai văzut emisiunea de data trecută, Spider City, în care am prezentat un oraș care are milioarde de metri de fire deasupra capului și asta, cum cred să zic, nu e numai inestetic, Dane, este și nesănătos. Da, este Bucureștiul fiind unul din primele orașe ale lumii la cancer, dar nu vreau să... Haideți să vedem un itinerariu de-al meu prin București în căutarea WC-urilor pierdute. Orice bucureștean și-ar da un braț pentru orașul lui. Cum? Un picior? Nu. Îi trebuie două ca să se poată bâții. Nu pricep? Las că-mi dau eu un rinic și te lămuresc imediat. Pe asta o știi? Aia verde care curge cristalin. O vezi toată ziua. Se găsește ușor, nu? Iată adresele. Da, dar îți mai trebuie și asta. Dar aici nu ajung decât premianți, tată. Ca șofer nimic mai simplu. Te garezi pe o străduță discretă, ai la tine full option-ul și te faci comod. Acum ai înțeles de ce și-au toți gipane? Ai abonament? Te-ai scos, călătorule. Să zicem că te scapă în Dristor. Te rezolv. Îl iei pe 55 până la Sfânta Vineri, alergi la Sfântul Gheorghe, te sui în 5 până în Ștefan cel Mare, schimbi cu 34 spre gară, apoi 3 stații cu 20 până în Plevnei. Ai ajuns! Dacă te rogi puțin de Vatman, te și așteaptă. Unii-s chiar băieți de treabă. Ca pieton și mai ales intelectual, e cel mai nasol. Îți trebuie echipament profesionist și ăsta costă. Nu știu dacă mă înțelegi. Mă rog, poți și așa, dar ce te faci dacă ai o întâlnire cu o fată? Eu unul de când am găsit... Sunt un bucureștean fericit. În sezonul cald, primăria vă recomandă să beți zilnic minimum 2 litri de apă și să nu ieșiți din casă. Da, râs de... Ai fost la WC-ul public vreodată, Dane? Am fost. Când s-a întâmplat ultima dată? Am fost nevoit să merg. S-a întâmplat, cred că, la unul din concertele de pe stadionul, mai știu care. E o problemă mare de tot. În general, e o problemă de civilizație și dacă tot ai deschis subiectul toaletelor publice, ecologice... Vreau să spun că, de fapt, problema este încă de la toaletele normale, din locuri publice, din restaurante, din cluburi, din teatre.
În general, românii nu au respect față de toaletă. Toaletă. Și mi-aduc aminte când se construia satul de la Sfântul Gheorghe și s-a pus problema costului toaletei, la un moment dat s-a purtat această discuție vis-a-vis de hai să încercăm să facem toalete foarte scumpe, poate respectul pentru acel poate o toaletă preț, scumpă, da? Inhibă actul, da, de barbarism. Și de vandal. Păi toată lumea se suie cu picioarele pe toaletă. Deci toți au senzația că... Deci e un cer vicios. Da, numai bine, așa. Noi am avut până de curând peste 50% din populația acestei țări cu toaleta în curte. Deci noi avem un complex al toaletelor fabulos. Dar totuși Bucureștiul e în Europa, cum Bucureștiul ar veni. Este un oră. Hai să-ți spun cât am calculat noi aici. Că îi revine unui locuitor al Bucureștiului în materie de toalete. Sau trecători, că aproximativ cam 600.000 de oameni care circulă prin București, din afara Bucureștiului pe zi. Plus 450.000 de studenți mai. 0,00018 toalete pe cap de bucureștean. Adică despre asta e vorba. Trebuie să-ți iei sticlă dacă mergi cu mașina, să zicem, sau bicicleta. Trebuie să-ți iei o sticlă cu gâtul mai mare. Sticla aia de lapte era bună. Aia de lapte era bună când eram noi studenți. Dar și în tabără. Cam așa făceam, în sticla de lapte. Câte țâșnitori cu apă potabilă mai există în București? Pentru că, de fapt, cred că le-au eliminat, că dacă bei prea multă apă, și ești nevoit să... Și uite că fetele din regie îmi spun că ele, fetele, sunt și mai discriminate, pentru că nu poate să facă în sticlă ca noi. Ar trebui doar să se urce în copaci, în parcuri și să nu-i vadă, dar asta o faci decât când ești mică. Că, apropo de, așa ca un paradox, că toaletele publice din București s-au transformat în restaurante, știai? Știam. Poți să-ți denumesc câteva care au fost toalete. Asta sunt niște jmenuri, da? Și acum sunt de locație, de gestiune. Pentru că erau bine plasate în parcuri, au fost luate... Au fost mulți guvizi foarte influenți în administrație care și-au făcut restaurante sau chioșcuri, cafenele din toaletă. Dar hai să vedem și o poliția presei puțin, că sigur și presa are problemele ei. Voi ați auzit de Consiliul Național al Audiovizualului? Sunt niște oameni plătiți de noi care ne pun două cifre în stânga filmului. Bun, pentru că trebuie să fie un organism demiurgic al eticii audiovizuale și în țara asta. Reprezentanții cu căștia ai partidelor politice de la CNA au început să se comporte ca bătrâneii aceia care chinuie copiii din fața blocului și cheamă poliția. Secția Moravuri Ușoare. De curând, Consiliul Național al Amenzilor a penalizat Radio Guerilla și alte radiouri pentru că au pomenit cuvintele sex, fac, clasificate drept cuvinte ce ar putea dăuna educației minorilor. Dar și sloganul de țară propus de noi, Romania, we broke your ass, propus de noi ministrului turismului, ca fiind limbaj vulgar. Au, eu înțeleg că la țărani nu se vorbește în fața copiilor în engleză despre sex. Dar cred că toți minorii din țara asta știu mai multe despre sex decât toți părinții din CNA. Din cât prost gust văd eu pe un canal pentru copii. Folclorul maghiar. Într-o zi, fiica regelui a zărit purcelușii dansatori. Câți galbeni vrei să-ți dau pe acești purceluși? Ți-l dau dacă îți ridici rochia până la gât. Băi, eu înțeleg că Budapesta e capitala porno a Europei. Industria porno maghiară e cunoscută în toată lumea. Dar totuși, am văzut un desen animat la care copiii se uită seara. Bun, că și-a arătat fofoloanca copiilor, asta hai să spunem că oricum e prea mult tăpudibonderie vis-a-vis de sex. Dar,
Vezi acolo, Dane, că e un schimb. Dacă mi-arăți asta, îți dau purceluș. Asta e, ca să zic așa, e un fel de instigare la prostituție, da, de la urmă. Ca să-l parafrazez pe Teo, el povestește despre faptul că fetițele se obișnuiesc de la vârsta copilăriei ca odată pe an să vină un bătrânel să le țină în poală cu barbă, e adevărat? Cu barbă albă? Da. Am înțeles. Le țin în poală și ele primesc jucării. Numărul lui mergea mai departe, spunând că în viața fiecarei fete la un moment dat apare un bătrânel care poate să ofere orice. De schimb apare de la vârsta fragedă. De fapt, despre asta era vorba. Da. Eu sunt un militant pentru a... Cum da? Pentru că CNA-ul să fie o chestie de supraveghere, sigur. Absolut, absolut. Și dar să tragi copiii de pe radio ori de urechi pentru că folosesc cuvântul sex sau fac sau, de exemplu, uite, te întreb eu, că nu cred că ne penalizează, suntem după ora 10 și 11, de câte ori faci sex pe săptămână? Pe mine mă întreb. Pe tine te întreb. Acum în public. Asta am întrebat la radio și pentru asta am luat 75 de milioane. Dar apropo, tu de câte ori, sau nu, pe lună am întrebat? Nu, pe zi întreabă-mă, nu, nu, dar hai să vorbim. Nu știi, da. Nu știi că era povestea cu cei doi care stau de vorbă de câte ori fac pe vară și el a spus, ce, de trei ori da tu? Păi ce, asta a fost vară? Deci nu despre asta e vorba. Hai să ne gândim la faptul că orice copil are acces la net. Când ai acces la net, intri în această poveste care este înger și demon. Toți cei care intră pe net și degeaba încearcă ei acum să facă, e cam târzie intervenția prin care se încearcă supravegherea copiilor. Nu am spus că este că nu este necesară, dar în momentul în care un copil de vârsta de 10 ani știe mult mai multe lucruri decât știam asta noi la, le-am spus la și eu celor de la CNA. Sunt îngrozitori. Copiii din ziua de astăzi știu mai mult decât ei. Și îți mai dau un exemplu. Dacă tu la 18 ani... Plus că fac educație sexuală la școală. La 18 ani făceai o prostie imensă și te duceai să le spui părinților ce ai făcut, părinții tăi bănuiau cam 90% din ce ai putut să ca faci. Să nu-ți mai dacă spun... te duci acum și un copil de 18 ani care trebuie să-i spună părintelui că a făcut ceva, părintele nici măcar... nu poate să atingă 10% din... Da, e un dezastru în ceea ce privește discuția părinților cu copiii despre sex. Adică noi habar n-avem să vorbim cu copiii noștri despre sex. Dar asta este altă emisiune. Hai să vedem totuși mârlănii politice, pentru că de astea suntem înconjurați în fiecare zi. Nu știu dacă mai țineți minte de data trecută că Berlusconi a câștigat la mustață și chelie în fața lui Traian Băsescu și Nicolas Sarkozy bătălia din atlasul de mitocănie prezidențială internațională. Ia să vedem ce fac gherțoii de parlament european și cocalarii de trafic de partide. Că noi sigur pierdem în orice poziție, propuneri noi. Mi-ai spus că e emisiune liberă și că poți să spun orice. Te rog. Nu vreau să iau apărarea, dar să știi că asta e gestul inconștient. Da, drept că trebuie să ai un control perfect. Mai adică ales numai noi bărbații putem, deci, să nu se poate, înțelegem este... când chilotul îți retează pielea fină. Da, da, deci este o chestie... Poți să zic penis, și... alo, domnul de la CNA, am înțeles. Haideți să spun un lucru, fac o critică în direct. Tu nu te uiți la tine, tu te scarpi din cap foarte des în emisiune. Da. E, bine. Acum e o diferență între capul meu cap. Și capul lui Vanghelie. Da, e adevărat. Dar gestul este absolut incontrolabil, numai că în momentul în care ești la o tribună sau unde este el acolo, trebuie să ai totuși un control. Numai că îl înțeleg, sincer, bărbătește, îl înțeleg. Adică știi cum e, codul bunelor maniere recomandă să-ți sufli nasul în batistă. Deget pe nu nară. Să pui un... Da, ca să zicem de nară, că de nară era vorba și în cazul Vanghelie. Vanghelie e în fiecare săptămână la noi, așa că vă rog să luăm noi. Haideți să-l vedem pe președintele Bush, fostul. Are we rolling tape on that? There we go.
Yeah, bro. Yes. Okay. Just a one-finger victory salute. Băi, și când te gândești că omul ăsta a condus lumea, nu un județ, nu o circă de poliție, lumea, 8 ani de zile. Dar se știa că era un individ. Băi, taticule, adică îmi dau seama totuși că n-a condus de fapt el America. Păi nu poți să fii în halul ăsta să conduci lumea și America. Adică... El a făcut mult mai multe gafe în perioada în care a fost în... Știi că au fost dezbateri dacă omul e chiar normal la cap, adică dacă e chiar Sandilău. Dar povestea cu arătatul degetului la americani este o chestie destul de dură. Destul de dură, de dură și... Da, este echivalentul arătatului degetelor la italieni. Cele două degete. Pentru că un italian poți să-i spui orice, numai să nu-l faci încornorat. Aici e toată problema. E un personaj care a avut ceva de spus câți ani a fost el acolo. Texanii ăștia nu prea au 7 ani de acasă. Da, dar nu poți să ștergi ochelarii pe rochița unui doamne. Aia mi s-a părut totuși o mitocănie. Bun, flegma aia de fotbalist, să zicem că, mă rog, a jucat fotbal și a pus costumul și a tras o flegmă, o vedea. Hai. L-a surprins camera, da. Bine, da. Pentru un președinte e inadmisibil, dar hai să zicem, dar totuși să ștergi... Ochelari. Numai pentru că ești cel mai puternic om al lumii, ochelarii de, da, de fustița unei doamne, că, mă rog. Ca să fie dreptate pe lume, trebuie să acordăm atenția cuvenită și nobilimii care cârmuiește destul din planetă, cum ziceam. Ia uitați-vă puțin la prințul Charles, moștenitorul tronului Angliei. Putem să comentăm chiar acum, Dane... Da. Deci, mă, omul vede, dorește, stabilește măsura cupei. E vorba de doamnă. Deci abia e vorba de, cum să zic, de o relație între superior și inferior, pentru că aici... Da, da, dar, vezi, omul e un domn, adică e un aristocrat, se abține. Adică doar da, acum nu pune totuși, mâna, știi? Nu știm exact dacă e luat din context. Nu se știe ce s-a întâmplat înainte. Da, poate estima fetei vestonul, adică, da, domnule, vestonul tău altceva. Sau da. Da, nu, dar după zâmbetul ei cred că a fost o glumă legată cu... Da, la el cred să tință, cred că a fost o potrivire imagologică, da. Dacă vrei. Dar ce vreau să vă rog pe toți cei care vă uitați la emisiune, vreau să faceți topul mârlăniilor celor trei pe care ați văzut înainte pe ecran, topul celor trei, pentru că știți că asta am făcut și data trecută. După publicitate dăm rezultatele voturilor. Bedroom. Wow. And acum în magazinele Eternity. Abonează-te la Cosmote și ai telefonul Nokia 7310 Supernova începând cu numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option. Eternity și Cosmote, non-stop dedicați clienților noștri.
Adu-ți aminte să plătești facturile la gaze, curent, cablu TV sau telefon prin punctele de plată PayPoint, în magazinul unde îți faci cumpărăturile. PayPoint. Ușor de găsit, ușor de plătit. În evenimentul zilei citești povești care te interesează. Află din ziarul de mâine. Alianța băieților deștepți din PDL cu cei din energie. Trei demnitari PDL s-au întâlnit în aface cu mogulul energiei, Bogdan Budăianu, criticat de președintele Băsescu. Evenimentul zilei îți face cunoștință cu eroii momentului. Evenimentul zilei pentru cei care contează. E simplu să fii apreciat chiar și când ești discret, sau chiar când ești departe. E simplu să fii un șef bun, sau să devii erou. E simplu să faci timpul să treacă și să fii încă invidiat. Credem în soluții simple, unica, asigurarea unei noi generații. Atât de ușoară, Almete. Atât de pură, Almete. Atât de proaspătă, Almete. Atât de pufoasă, Almete. Atât de delicioasă, Almete, gustul pufos al naturii. Vă aduceți aminte că data trecută am făcut un atlas de mitocănie prezidențială internațională. Pe locul întâi, pe guvernatorul.ro, a ieșit Berlusconi. Pe locul 2 a ieșit Traian Băsescu, al nostru, tot de neam de locul 2. Iar pe locul 3, Nicolas Sarkozy. Haideți să vedem puțin. A venit din nicăieri, a devenit în câteva minute celebritatea absolută a internetului și ca și cum nu ar fi fost de ajuns, tocmai a refuzat o întâlnire cu Barack Obama, pe care, în paranteză fie spus, l-a detronat la popularitate pe net. Bun. În loc să se ducă la cină cu președintele, a stat acasă cu pisica și a făcut baie la cap. Cine este? E o eroină, că v-am spus că nouă ne place să încheiem cu eroi. O cheamă Susan Boyle, are 47 de ani, e virgină și a uluit juriu și lumea cu prestația la concursul Britain's Got Talent. Dacă dați un ochi pe net, are sute de fan cluburi și zeci de imitatori. You know, my mother was Scottish. She comes from the same part of Scotland, and I think I'm related. Really? You think so? I know. Did you, when you saw her sing, did you notice any resemblance? No. You know, run the tape. You be the judge. My dream, the dream is my a sărutat-o nimeni niciodată, nu a făcut dragoste până acum când are 47 de ani și are tabieturi și bizarerii care i-au adus porecle nu tocmai prietenoase la Iansat. De pildă, își păstrează banii într-o sticlă goală de whisky, iar atunci când se aventura afară din casă până hăt pe verandă, le zâmbea cu îngăduință copiilor care abia așteptau să mai necăjească puțin. Acum nimeni nu mai râde de ea, nimeni nu-i mai spune Suzy cea prostuță. Pe internet, popularitatea fetei bătrâne, Susan Boyle, a nimicit-o pe cea lui Barack Obama, de pildă. Totul s-a schimbat în 2 minute și 52 de secunde într-o zi din luna trecută, atunci când Susan a pășit pe scena show-ului Britain's Got Talent cu o rochițică împrumutată parcă de la o mătușă văduvă, cu dresuri înspăimântător de negre, cu pantofi albi și păr făcut cu drotul. Susan Boyle s-a unduit și s-a prezentat. I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Dar chicotelile, ironiile și aroganța juriului și a publicului au dispărut în secunda în care Susan a început să cânte. I dreamed a dream in time gone by. When I
saw Susan on YouTube and heard her say that she'd like to sing like me, of course I was honored and very, very flattered. Peste 100 de milioane de accesări pe internet, 13 milioane de oameni care au recunoscut tot pe net că Susan i-a făcut să plângă. Într-o singură săptămână, buletine de știri și ziare din 11 țări ale lumii și-au deschis edițiile cu povestea ei. Numai în prima săptămână după audiție, știrea a ajuns la mai mult de o jumătate de miliard de oameni din toate colțurile lumii. Next, the woman the world is talking about, breakout singing sensation Susan Boyle. I will tell you, it had me in tears along with many others. We had a chance to talk to Susan Boyle, who sang in the choir and then got that transcontinental standing ovation. Susan, if you get to see this at all, you want to sing together? I dreamed a dream in time gone by. Produs excepțional. E un fenomen. Da, dar totuși, dacă faci televiziune, știi, primele secvențe pe care le-am văzut acolo la concurs cu mirarea omului, cu nu știu, oamenii știau totul. Ea e foarte bună, dar a fost perfect făcută. Eu înțeleg că lumea are nevoie de, cum să zic, povești. De mituri. Da, povești. Al unor oameni ridicați de jos și de foarte jos, că fata, trebuie să recunoaștem că e puțin gaga fata. E un talent. De-aia a devenit, prin empatie, a devenit atât de populară, încât cea pe care o imită când cântă în acest clip, își dorește să cânte, își dorește cânte cu ea și cred că e foarte rentabil. Mulțumesc foarte mult, Dan Chișu, pentru că te-ai uitat alături de mine la aceste chestii și alături de noi. Nu uitați de guvernatorul.ro și urmează o ediție specială imediat, acum, zona de impact, Corina Drăgătescu. Mulțumesc, ne vedem duminica viitoare la 21:50 la emisiunea Guvernatorul. Binii l-invinge! Bună seara, bine ați venit într-o ediție specială a emisiunii Zona de Impact, pentru că astăzi s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri și toate se întâmplă în jurul lui Traian Băsescu. Era cât pe aici să ajungem la Yokohama împreună cu Traian Băsescu, dar președintele a spus astăzi că nu-i tot una dacă vasul ajunge cu întârziere sau dacă se scufundă. Vom discuta în această seară despre România, care se scufundă după părerea președintelui, și despre prezidențiale împreună cu invitații mei, Bogdan Chiriac. Bună seara, bine ați revenit în studio, și Mircea Marian. Bună seara, Mircea Marian. Ne vedem după o lungă perioadă. Mircea Marian, candidează sau nu Traian Băsescu? E o discuție pe care toată lumea o are în zilele astea. Dacă mă pui să ghicesc și să mă uit în globul de sticlă, eu spun da, candidează. Bogdan Chiriac. Dar dacă am dat o bară, să nu mă bai aici cu înregistrarea asta. Bogdan Chiriac, candidează sau nu Traian Băsescu? Cu siguranță va candida. Și după interviul din seara asta, mă gândesc dacă își dorește al doilea mandat de președinte atât de mult, oare ce are de gând să facă cu el? Pot să-ți răspund eu la întrebarea asta. Eu cred că Băsescu, un al doilea mandat, va vrea să facă istorie, va vrea să ajungă în manualul de istorie. Acolo să aibă în manualul de clasa noua 5 rânduri, asta, în care să spună a făcut asta și asta. Asta s-ar putea, noi. Al doilea președinte s-ar putea să fie
la al doilea mandat președintele s-ar putea să fie mai bun. Spun asta uitându-mă la mandatul lui Iliescu, care în 2001-2003, eu spun că a acționat foarte bine, aproape impecabil. Abia în 2004, când și-a pus problema să se întoarcă în PSD, a început să o dea în bară. Dar atunci de ce astăzi președintele a spus, mai că nu plângea, că nu ne poate duce la Yokohama? A spus că nu vasul acesta ar putea să nu mai ajungă în port. Președintele ne-a spus astăzi cu o superbă metaforă marinărească, ori la Yokohama, ori pe fundul mării, ne-a spus de nou că iarna nu-i ca vara. Dar domnul președinte Băsescu, în această după-amiază splendidă, s-a relansat în grădina Palatului Cotroceni și a relansat campanie electorală pentru a nu știu câta oară, relansând strategia sa electorală. Eu aș vrea să vedem împreună un material video despre candidatura lui Traian Băsescu. Ce spune Traian Băsescu despre candidatura lui Traian Băsescu? Nu am luat o decizie dacă voi candida sau nu. Președintele nu a spus ce l-ar îndemna să mai candideze odată. A preferat să spună mai degrabă motivele pentru care s-ar retrage din cursă. Eu nu l-am adversar nici pe Gioană, nici pe Crin Antonescu. Adversarul meu este criza. Care va fi nivelul crizei care vă va obliga să nu candidați? Derapajul. Derapaj înseamnă să ajungem la un șomaj de peste 10%, deci cu două cifre. Un alt motiv ar fi tonele de umilințe pe care spune că le-a înghițit în ultimii 4 ani și jumătate. Atâtea jigniri am înghițit încât, sincer vă spun, că analizez și din acest unghi. Mă întreb dacă sunt dispus să mai accept umilințe încă 5 ani. Nu mă simt bine deloc, nici eu, nici familia mea, când suntem jigniți și făcuți în toate felurile. Șeful statului a trimis și un mesaj Partidului Democrat Liberal. Dacă nu va mai candida pentru Cotroceni, se va retrage definitiv din politică. Este o speculație care se face. Niciodată, domnul Bușcu, nu voi mai reveni într-un partid. Niciodată. Mi se pare umilitor pentru un om care a primit mandatul de șef al statului român, pe urmă să mai intre în jocuri politice de genul unde punem președinte de organizație, unde îl schimbăm pe la. N-am înțeles. Eu am înțeles următorul lucru. Dacă șomajul nu ajunge la 10%, președintele Traian Băsescu își mai asumă umilințele în continuare sau nu? Corina, deci din capul locului este vorba despre strategia de campanie a președintelui Traian Băsescu. Domnia sa nu are a face cu candidații insignifianți, nu? I-a și numit, nu există. Cine sunt? N-avem. Noi ne batem cu criza. Eu sunt atât de mare încât mă lupt cu problemele planetare. Dacă reușesc să-mi aduc țara în poziția în care la noi s-a rezolvat criza, atunci merit să candidez și, desigur, candidând, voi fi ales imediat. Dacă nu, mă retrag eu. Nu e nevoie să nu mă votați voi, popor român. Și domnul președinte Traian Băsescu se dovedește din nou într-un mediu prietenos, într-un mediu în care a fost lăsat să vorbească, se dovedește același politician de temut. Nu mi s-a părut că ar fi de temut. Bine, este pentru adversari. Este de temut. Dar în momentul deci, care spui, am fost plasat foarte umilit. A tot ce avea de plasat în acest moment, a subliniat lucruri. Ok, a fost excelentă un discurs fraza aceea pentru cu, politicieni. Nu mă bat cu Gioană sau Antonescu, eu mă bat, adversarul meu este criza. Foarte bine gândită. Asta întreb, a fost un discurs pentru politicieni, pentru contracandidați sau nu, a fost un discurs pentru popor? Mase. Știi, eu nu înțeleg fariseismul ăsta politicienilor români și al lui Băsescu inclusiv. Eu nu candidez, mă mai gândesc. În momentul în care s-au terminat alegerile, din momentul acela, orice politician este în campanie electorală. Asta e realitatea. Nu înțeleg ce tot. Fâți atâta ca o fecioară că mă decid până în septembrie. O singură chestiune aici. Traian Băsescu nu glumește. Fiindcă tot în interviul acesta, dânsul spunea, zice, îmi pare rău că m-am lăsat mințit de statisticile din decembrie și apoi de cele din ianuarie. Și că criza era mult mai gravă. În opinia mea, domnul președinte Băsescu știa bine amploarea crizei care a îngenunchiat America, Europa și apoi toată lumea. Vedeți, există un sâmbure de adevăr atunci când președintele Băsescu spune nu mă hotărăsc acum, nu am luat decizia, o să vedem în septembrie. Fiindcă, în cazul unei catastrofe economice în România, șansele
domniei sale devin insignifiante. Să nu uităm că domnul Băsescu este pe un trend descrescător, are 6 puncte până acum. 6 puncte de măsurare, în mod real, în sondaje în care domnia sa descrește în rândul electoratului. Și atunci, în cazul în care s-ar petrece o catastrofă economică în România, la modul șomaj de 15-20%, încetare de plăți, blocaj sub toate formele. Sigur că domnia sa se gândește Bogdan, să iasă din scenă. Bogdan, dar poate să vină cu un discurs de tipul nu președintele este cel care are responsabilitatea răspunderea crizei? Seară, în această seară, acum... A zis astăzi că președintele a numit primul ministru și